Suntem în partea a doua emisiune, împreună cu Ioana Grad, secretar general SPV Baia Mare, mai exact Liga Studenților Pintea Viteazul. Ioana, haideți să vorbim puțin despre gala profesorului Bologna, care este un proiect național de tradiție al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, ajunsă la 11-a ediție. Ei bine, să ne spui care este scopul principal al acestui proiect, dacă sunt diferențe de la un an la altul și ce presupune această gală. Da. Gala profesorului Bologna, așa cum a spus, este un proiect de tradiție al ANEOSR, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, care anul acesta ajunge la 11-a ediție și va avea loc în 11 mai la Timișoara. Este organizată de ANEOSR cu sprijinul Organizației Studențești din Timișoara. Ce înseamnă această gală? Care este scopul proiectului? Este de a îmbunătăți sistemul de învățământ superior prin premierea cadrelor didactice care reprezintă un model pentru studenți, sunt modele de urmat, sunt profi care, proftari îi numim noi, așa se numește și proiectul, care reprezintă adevărate modele de urmat pentru ei. Și care sunt etapele acestui proiect? Sunt mai multe. În primul rând, este o etapă de nominalizare. Și cum pot studenții să nominalizeze profesorii pentru această competiție? Sunt criterii dure? La nominalizare este doar de completat un formular. ANEOSR publică pe pagina lor, dar și prin intermediul organizațiilor studențești fac promovare la nivel național printre studenți, dau sfoară în țară și anunță studenții că au posibilitatea de a-și premia cadrele didactice care îi inspiră. Cum se face această nominalizare? Ei intră pe site-ul www.proftar.ro, iar acolo vor găsi un formular în care trebuie să-și completeze datele lor, dar așa, și câteva detalii despre profesorul pe care îl nominalizează, cum ar fi nume, prenume, datele de contact ale profesorului și care sunt calitățile lui și ce l-a determinat pe student să îl nominalizeze. Da. Ce înseamnă calitățile acestea? Ce ar trebui să îndeplinească? Da. În ceea ce privește relația cu studentul, un profesor Bologna trebuie să predea într-un mod respectuos, să manifeste o atitudine de respect față de student, să considere studentul partener în procesul de învățare, să țină cont de opiniile lor, să încurajeze dezbaterea, să ia în considerare tot ceea ce gândesc studenții, să își adapteze materia la noutăți, să, în funcție de nivelul studenților. Trebuie să folosească constant mijloace adecvate de predare și să încurajeze folosirea tehnologiei. Pentru că suntem în era modernă în care noi trebuie să știm să folosim o tablă inteligentă, un videoproiector sau... Adică să înțeleg că mai sunt profesori chiar și în Maramureș, în țară, care nu folosesc aceste metode? Da, cu siguranță mai sunt. Da, sunt și profesori care nu știu să folosească. Da, care nu știu sau poate nu vor să învețe să folosească noi tehnologii, pentru că ei se folosesc doar de prelegere. Aceasta este cea mai abordată metodă de predare, să zicem, la noi în România, din câte știu eu. Așa. Un profesor Bologna trebuie să fie flexibil, să încurajeze lucrul în echipă, să desfășoare proiecte pentru studenți. Trebuie adică să vină ei cu inițiative, da? Da, să vină și ei cu inițiative sau să-i sprijine dacă studenții vor să facă un proiect. Avem astfel de cadre didactice și în Baia Mare, care sunt profesori Bologna. Ei trebuie să aibă și o fișa disciplinei, bine pusă la punct, unde se precizează și metoda de evaluare a studenților, iar un profesor Bologna nu trebuie să se abată de la această fișă. Adică dacă la începutul anului a spus studentului asta este metoda de evaluare, dăm examen scris sau oral, așa rămâne. Nu se poate schimba pe parcursul anului. Trebuie să aibă și o capacitate de a capta atenția, de a încuraja studenții să vină la cursuri, să îi facă curioși de ceea ce le predă. Nu vii și stai și asculți sau scrii.
Trebuie Cum ai să... caracterizat tu ca student modul de predare în România anului 2018? Și ce ar trebui îmbunătățit? Dar să ne spui cu sinceritate. Din experiența mea și din ce am văzut până acum, sunt cadre didactice foarte bune, mai ales cele tinere, pentru că ei sunt cumva ancorați în era noastră a tinerilor și știu mai bine ce își doresc tinerii de la un sistem de învățământ. Dar sunt și cadre didactice mai în vârstă care sunt deschise la aceste metode noi de predare, dar nu foarte multe, din păcate. Sunt cadre didactice care încă merg pe metoda veche, care încă se cred superior studentului și acest lucru nu este bine pentru dezvoltarea personală, dar și profesională a studenților, dar și elevilor, pentru că și la nivel de liceu sau generală este această problemă. Pentru că am și eu o cunoștință care este în generală un elev și se plânge de această chestie că nu le predă lucruri actuale, de actualitate, folosesc metode care nu sunt atractive pentru ei. Și atunci ei devin plictisiți, dar și neinteresați de materia Da. respectivă. Am văzut că în Baia Mare sunt organizații care fac programele astea de after school și oferă tinerilor și alte modalități de a învăța sau le oferă sprijin în a Și veți învăța. benefice aceste ore, pentru că sunt unii părinți care spun că copiii devin dependenți și chiar și profesori care afirmă că copiii, dacă sunt ajutați în permanență, devin dependenți, pentru că ei trebuie să se descurce singuri. Eu nu știu ce să zic de asta. Părerea mea este că la început trebuie să te ajute cineva, pentru că ești într-o continuă învățare, iar tu nu poți să înveți singur ceva ce Dă-mi nu exemplul știi. tău. Cum te-ai descurcat în școala generală? Și după aceea mai departe. Eu, când am fost în generală, eu sunt cred că o persoană mai atipică. Nu m-a ajutat profesorul, nu am luat niciodată ore. Niciodată n-ai luat meditație? Nu am luat meditație niciodată. Nici părinții mei nu m-au constrâns, trebuie să înveți, trebuie să faci asta. Nu am primit aceste obligații din partea lor și asta cred că m-a ajutat foarte mult, Adică ai învățat din libertatea. plăcere, da? Da, din plăcere și tot timpul mi-am imaginat că o să fiu o profesoară și mă întâlneam cu prietenele mele și imitam cumva, simulam o oră de curs și așa învățam, prin prietenia cu ceilalți. Dar acum, cred că influențează foarte mult și mediul online, pentru că atunci nu am avut altă ocupație, trebuia să ne umplem timpul cu ceva, iar noi fiind câteva pasionate de acest domeniu, ne l-am ocupat cu învățarea. Bine, e un exemplu, da, ești aici tu de față, spui că se poate și fără meditații. Da, se poate. Doar că aici mai intervin alte lucruri, cum ar fi profesorii care obligă cumva elevii să ceară meditații, pentru că nu le dau note Exact, mari mai sunt și asemenea cazuri. și trebuie să, elevii să își ia meditații de la ei sau de la alții. Și ajungând din nou la after school, în aceste condiții veți beneficia aceste ore de după școală? Da, eu consider că sunt benefice, pentru că acolo nu faci altceva, nu îți distrage atenția la altceva și se folosesc metode care sunt, să zicem, mai non-formale. Iar asta îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine lucrurile și materia. Să explicăm puțin despre atelierele de formare ale studenților în toată această perioadă de desfășurare a galei profesorului Bologna sau pregătirii pentru gală. Da, a doua etapă Da. a galei profesorului Bologna sunt atelierele de formare a studenților evaluatori. Ce înseamnă acest lucru? ANOSR organizează cu sprijinul organizațiilor studențești din România pe regiuni ateliere de formare. De exemplu, unde am trimis noi studenții care să fie învățați, care să știe să evalueze un cadru didactic, a fost la Cluj-Napoca,
Acolo ei s-au întâlnit cu studenți membri din alte organizații din regiune și au învățat, au aprofundat ce înseamnă procesul Bologna, ce presupune a evalua un profesor nominalizat, cum se evaluează, care sunt etapele de evaluare și au și simulat o astfel de evaluare a unui cadru didactic. Când am fost eu, că și eu am fost profesor, am fost și eu student evaluator, da. Am jucat roluri. Erau studenți care au jucat rol de profesor care are calități unui profesor Bologna și a unui profesor care este total contra studenților și trebuia noi să facem o distinție. Iar acest lucru ne-a ajutat foarte mult când am venit în oraș înapoi și am mers la cursul și am evaluat cadrele didactice. Ce fac studenții evaluatori? Ei, după ce își termină această sesiune de formare, da, și am uitat să menționez, aceste sesiuni sunt facilitate de studenți evaluatori care au fost la edițiile anterioare, care au mai evaluat cadre didactice, dar și membrii ANOSR. Și revenind, noi, după ce venim de la un atelier de formare, mergem la curs, dar fără să știe cadrul didactic că suntem acolo, ne strecurăm cumva printre ceilalți studenți. Da? Și nu se întâmplă ca cineva să-i anunțe că este o persoană străină sau să recunoască pentru că... Nu, pentru că sunt mulți studenți, iar poate unii profesorii știu că au studenți care nu au fost chiar deloc la curs și poate se gândesc că e un student de în altă parte. Nu se așteaptă la astfel de lucruri. Și este și mai la început. Încercăm să mergem la cei din anul întâi, unde nu chiar cunoaște foarte bine pe toți studenții. Și el merge incognito și asistă la oră, vede cum predă. Dacă și notează, folosește, da? Da, este o metodologie care trebuie să o respecte studentul evaluator pentru a nu fi subiectiv. Și trebuie să vadă dacă folosește tehnologia, dacă este un bun orator, dacă are o relație de prietenie cu studenții sau nu chiar de prietenie, o relație de respect. Și el își notează pe oglilă toate aceste lucruri. După ce se termină cursul, studentul rămâne și are o discuție cu ceilalți studenți de la specializare și îi întreabă dacă așa este pe tot parcursul predării, orelor, da. Sau doar acum, știu de undeva, că suntem de la această gală. A aflat că se pregătesc. Da. Și studenții, bineînțeles, le spun că cum este de fapt profesorul, dacă este așa sau doar acum a fost așa, dacă l-a prins într-o nebune. E un chestionar serios până la urmă. Da. Ca să devii profesor Bologna, ai de parcurs niște pași. Da, și încă un pas, ultimul, ar fi că studenții se uită peste CV-ul cadrului didactic, văd dacă are multe activități, dacă are și activități extrașcolare, dacă promovează aceste lucruri, dacă a fost implicat în proiecte pentru studenți sau pentru tineri. Și chiar și cercetarea științifică contează foarte mult. După ce fac un studiu amănunțit a cadrului didactic, se întâlnesc cu profesorul și are loc un dialog foarte amplu între ei și cadrul didactic. Îl întreabă și pe el cum vede relația cu studentul, ce părere are el despre orice ce ține de studenți, despre burse, despre participarea studenților la curs, tot ce se poate afla de la cadrul didactic. După ce se termină aceste etape, studentul evaluator primește un chestionar unde completează tot ceea ce a observat la cadrul didactic. Aceste chestionare sunt completate online și se trimit la ANOSR, la București. Iar acolo o comisie, tot de studenți, analizează fiecare caracteristică în parte, în funcție de metodologie și de ce a completat studentul evaluator și ei decid dacă, da, merită să primească acest titlu sau nu. Iar profesorul este anunțat prin e-mail că a primit titlul sau nu a primit. După aceea ce se întâmplă? Urmează gala, da, unde sunt premiați? Da, urmează gala care are loc anul acesta la Timișoara, unde merg profesorii, dar și studenții evaluatori,
Este ca un fel de spectacol. Studenții de la NEOSR prezintă fiecare cadru didactic cu o anumită descriere. Profesorul X este așa, așa. Și îl invită pe scenă, iar acesta primește distinția de profesor Bologna, care constă într-o diplomă și o medalie în semn de apreciere. Pentru că această distinție de profesor Bologna este singura distinție oferită exclusiv de către studenți cadrelor didactice. Sunt și alte beneficii care vin odată cu acest titlu, poate beneficii financiare pentru ei sau nu? Nu, este doar pur și simplu o distinție, Care îl ajută dar la ceva în CV-ul său? da, îl ajută foarte mult, mai ales dacă își dorește să crească în grad sau dorește să ocupe o funcție de conducere. De exemplu, dacă dorește să devină decan al unei facultăți, știm că în consilii sunt și studenți membri care votează, iar cei care își prezintă că sunt profesori Bologna au aprecierea studenților. În Centrul Universitar Nord din Baia Mare sunt până în prezent 28 de cadre didactice care au primit distinția de profesor Bologna. În total, câte cadre didactice avem aici în Baia Mare? În total sunt vreo 200, dacă nu mă înșel. Deci aveți de unde alege. Da, sunt foarte multe cadre didactice. Deocamdată am primit doar 28 de cadre didactice acest titlu. Iar pentru actualul proiect, actualele nominalizări, Deocamdată s-au nominalizat 4 cadre didactice. Această listă se actualizează constant. E posibil ca în timp ce noi discutăm să se mai evalueze, pentru că aceste evaluări se nominalizeze, pentru că nominalizările se fac până în data de 25 martie. câteva zile mai sunt. Da, mai sunt câteva zile și vom afla câți profesori sunt nominalizați. Anul trecut, cum a fost cu nominalizarea și câți au fost premiați, să ne reamintim? Anul trecut au fost premiați 5 cadre didactice. A fost și o gală aniversară, unde au venit și profesori care au fost premiați la galele anterioare. Pot să vă zic că au fost doi profesori de la Facultatea de Litere, Andrei Alexandru Achim și Delia Soiogan, care este și prodecan. A fost de la Facultatea de Științe Liviu Cristian Vele și de la Facultatea de Inginerie Radu Cotețiu, Vasile Adrian Chira. Dar au mai fost și alte calitate care au primit această distinție în edițiile anterioare, pentru că în Odată ce fiecare aceștia an au fost, trimit. au acest titlu, nu mai pot fi nominalizați, mă gândesc, Ba da, sau mai pot mai fi pot fi? nominalizați pentru că studenții nu știu că au deja acest titlu sau nu, pentru că nu tot timpul au profesorii oportunitatea de a le arăta că au această distinție, dar noi nu mai nominalizăm încă o dată, pentru că există o bază de date, iar dacă acei de la NEOSR văd că au fost nominalizat profesorul, atunci nu îl mai trimite către noi ca să le evaluăm încă o dată. Ce așteptări aveți voi, cei din Liga Studenților, de la profesorii care vă predau? Ce așteptări aveți pe viitor? Noi vrem ca cât mai mulți să obțină acest titlu și să se străduiască să predea într-un mod cât mai adaptat în funcție de nivelul studenților, să, nu știu, să manifeste atitudine de respect, adică să se apropie cât mai mult de caracteristicile profesorului Bologna, pentru că trebuie să se axeze pe un învățământ centrat pe student, pentru că asta presupune procesul Bologna. Dacă ar fi să luăm așa procentual, din cei 200 de profesori pe care îi aveți la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, cât la sută dintre ei ar trebui să-și îmbunătățească relația cu profesorii? Ce spun studenții? Cu elevii, cu studenții, pardon. Da. Noi am avut o campania Ajută-ne să te ajutăm, în care studenții au putut să semnaleze orice problemă legată de cadre didactice sau contabilitate sau secretariate, să zic, cămine. Și nu sunt foarte multe cadre didactice, sunt câteva, sunt vreo 4-5 cadre didactice care chiar trebuie să își adapteze puțin metoda de predare și relația cu studenții să-și o îmbunătățească, dar după aceste sesizări, cadrele didactice chiar și-au schimbat puțin din atitudine și încearcă să se modeleze după studenți.
Suntem tare curioși cine va primi anul acesta titlul de profesor Bologna, câți dintre profesorii din Baia Mare vor fi nominalizați, o să ne țineți la curent, dar în afară de asta, haideți să vorbim puțin și despre capitala tineretului Baia Mare, iată acest titlu în acest an, ce acțiuni derulați în acest sens? Da, deocamdată suntem la început, adică acum ne organizăm, vedem ce urmează să facem și cum facem, cine se implică. Am avut tot, adică constant avem întâlniri cu ONG-uri de tineret din Baia Mare, dar nu numai. Și noi suntem deschiși să vină să se implice oricine, pentru că capitala tineretului nu este doar câteva organizații, este a tuturor tinerilor și așteptăm toți tinerii să vină și să se implice și chiar să participe la evenimentele care le organizăm. Pentru că le organizăm în parteneriat cu, adică în parteneriat. Fiecare organizație își face proiectele sale și sunt toate proiectele lor sunt, adică aproape toate proiectele lor sunt încadrate și în calendarul de capitală, în programul de capitală. Un lucru care îi ajută. Și noi așteptăm toți tinerii și toate organizațiile, toate ONG-urile să se alăture nouă și să facem, să transformăm Baia Mare în cel mai prietenos oraș cu tinerii. Pentru că acesta este scopul nostru. Știm că Liga Studenților se implică și în strângeri de sponsorizări și proiecte. Ce activități de genul acesta aveți în derulare? Da, noi în funcție de proiect, dacă nu obținem o finanțare sau nu necesită o finanțare mare, este un proiect sau o activitate mai micuță, atunci avem o echipă care se ocupă de strângerea de sponsorizări. Este vorba despre departamentul, nu neapărat departamentul, domeniul de fundraising. Pentru că organizația noastră are mai multe domenii. Este domeniul PR, care se ocupă de relația cu publicul, relația cu presa, tot ce înseamnă promovare în rețelele de socializare și nu numai. Dar aceste atribuții sunt în atribuția secretarului general. Deocamdată asta se adaptează în funcție de oamenii care vin și se dezvoltă în organizație. Avem un domeniu de proiecte. Este vicepreședintele nostru pe proiecte, care chiar acum studiază și verifică când se dă drumul finanțărilor județene și locale. El scrie proiectele și avem un departament de HR, care se ocupă de resursa umană, de tot ce înseamnă managementul echipei, leadership, membrii noștri, integrarea lor, evoluția lor. Avem și imagine și IT, care se ocupă de crearea de afișe, de crearea de construirea, să zicem, a site-ului. Chiar acum avem site nou. Avem și departamentul de fundraising, cum am spus, care se ocupă de strângerea de sponsorizări pentru anumite activități. Și președintele nostru, care este președintele organizației, el întreține cumva comunicarea dintre studenți, dintre organizația noastră și conducerea universității. Este reprezentantul nostru. Adică o adevărată echipă de finanțări, nu aveți nevoie? Cum vă descurcați? Pentru că aveți nevoie și de resurse financiare, nu? Da, noi primim sprijin din partea Consiliului Județean și a Direcției Județene de Sport și Tineret Maramureș, care sunt tot timpul alături de noi și ne ajută cu orice proiect avem. Și în afară de asta? În afară de asta, noi putem să depunem și pe Consiliul Local proiecte. Anul acesta se vor depune cele care sunt și în calendarul de capitala tineretului. Și sperăm să primim finanțare, pentru că noi încercăm să creăm contexte tinerilor în care să se dezvolte și să crească. Aș vrea să ne spui ce înseamnă Next Junior, Next Pierre, Next. Ce mai aveți? Da, aceste programe sunt organizate de ANOSR, Alianța Națională Organizațiilor Studențești din România. Sunt organizate la nivel național.
De exemplu, Next Junior a avut loc chiar acum și membrii noștri au fost prezenți, pentru că noi trimitem anumiți membri care au ieșit cumva în evidență în organizație, s-au implicat până în acest moment și trebuie să se dezvolte mai departe. Iar acest Next Junior le oferă membrilor organizației să crească și pregătește noi lideri ai mișcării studențești. Next PR mai este, care pregătesc viitorii vicepreședinții pe PR, pe acest domeniu. Învață cum să scrie un comunicat de presă, care este structura acestuia. Tot acolo învață și cum să creeze un afiș, cum se promovează un eveniment studențesc. Avem și Next HR, care îi pregătește pe cei care urmează să dețină funcții de conducere într-o organizație pe departamentul de resurse umane. Învață tot fel de metode de team building, metode de formare, activități non-formale, cam pe asta se axează acest domeniu. Avem Next Edu, care pregătește viitorii vicepreședinți educaționali, cei care reprezintă studenții și se ocupă mai mult de probleme, de regulamentele interne ale universității, regulamentele de organizare și funcționare, drepturile studenților, învață despre învățământul centrat pe student și cum trebuie să promoveze drepturile studenților ca ei să și le cunoască. Vine sprijinul lor. Avem și Next Fundraising, care pregătesc vicepreședinții pe Fundraising, cei care strâng sponsorizări. Și tot aici sunt pregătiți și cei care scriu proiecte, pentru că în unele organizații, cel care scrie proiecte este și cel care se ocupă de sponsorizări. Dar aici nu este cazul nostru, pentru că noi avem departamente separate. Pentru că știm că este mult de muncă în scrierea unui proiect. Multe proiecte, vă felicităm pentru întreaga activitate și să continuați la fel și pe mai departe. Vă mai așteptăm și cu alte noutăți și pe tine și pe alții colegii ai tăi, atât la emisiunea aceasta cât și la Context Urban, o emisiune dedicată, de fapt, studenților și tinerilor. Da, mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună să aveți! La revedere!